Am revenit din scurta pauză publicitară și vă reamintesc că astăzi vorbim despre un eveniment cultural, un eveniment artistic, un eveniment frumos care pune în valoare tot ceea ce societatea românească, ceea ce societatea ieșeană are mai de folos. Ei bine, dacă pe prima parte domnul profesor Andia Dașchievici ne-a spus că are invitați la acest eveniment, la centenarul Uniunii Armenilor din România, invitați care nu țin neapărat ca și origine de membrii armenilor, ei bine, am și eu o invitată de la acest eveniment, o invitată care mi-e tare dragă și mai mult decât atât, e o surpriză, e colega mea. Și am să-i spun bună, dragă Gabriela, Gabrielei Puiu, colega mea, care este preoteasă, e profesor de religie, este realizator TV, o puteți urmări cu toții la emisiunea Dor de Joc, este interpret, e o femeie cu multiple activități din multiple domenii. Mulțumesc din suflet! La mulți ani, draga mea, și, la mulți ani și iată dumneavoastră. Că te-am scos din casă și în afara emisiunii. Da, de 5 ani se chinuie colegii mei să mă aduc într-o emisiune de acest gen, pentru că mie nu-mi place să vorbesc prea mult despre mine și poate formatul emisiunii mele este de vină. Stau puțin de vorbă și apoi muzică și voie bună. Eu sunt o persoană activă și n-am răbdare să vorbesc prea să mult. Să știi că și noi stăm de vorbă, e tot cu voie bună, adică da. Poate mai puțin muzică, dar în rest și la noi e exact. La fel. Mulțumesc! Gabriela, tu ești invitată la evenimentul despre care vorbeam și știu că vorbisem cu domnul Dașchievici că va fi vorba despre domeniul de educație, acolo unde ție îți stă cel mai bine. Mulțumesc. Și în mijlocul elevilor, pentru că toți telespectatorii și toți cei care te urmăresc pe pagina de socializare pot vedea că tu ești un om activ, ești un om care te implici cu diferite activități în diverse domenii și, în general, ai copiii lângă tine, copiii de la școală. Da, așa este. Sunt invitată și la eveniment, dar la fel ca și tine, partener media, soțul meu este invitat pentru că este preot și va vorbi despre această relație. Biserică, istorie, armeni, ortodoxi. Este un proiect foarte frumos. Da, într-adevăr, este cea mai mare bucurie a mea pentru că sunt soție de preot, dacă ar fi în ordinea celor menționate de tine și mulțumesc bunului Dumnezeu. Consider că a fi preoteasă este o alegere divină. Într-adevăr, sunt foarte mari responsabilități și foarte multe piedici și o cruce mai grea ca a celorlalți oameni, dar eu întotdeauna prin credință merg înainte cu zâmbetul pe buze. Și într-adevăr, copilașii sunt lângă mine și la școală și în televiziune mă simt extraordinar. Cea mai mare bucurie a mea, într-adevăr, este televiziunea. Am să profit de faptul că ești în afara emisiunii tale și am să le arăt telespectatorilor câteva fotografii din domeniile în care tu îți duci activitatea și iată, vedem acum fotografii în care soțul tău e la biserică și împreună cu el. Da. Ești de 18 ani sunt soție de preot în localitatea Mănăstirea, comuna Dagâța, o parohie pe care n-aș da-o nici pe o parohie din oraș și asta pentru că sunt legată sufletește de acei oameni, îi iubesc enorm. Acolo am fost și profesoară de religie și directoare de școală. Și dacă e să judecăm după fotografii și ei te iubesc la fel de mult. Da, eu niciodată nu i-am supărat cu nimic. Eu sunt un om care nu vreau să jignesc pe nimeni, vorbesc frumos și acum când mă sună la telefon și mă întreabă, doamna preoteasă, cu părintele, orice, și își cer scuze, asta mă doare cel mai mult, că au atâta bun simț în ei și își cer scuze, mă scuzați că v-am deranjat, nu este niciun deranj, oricând, eu am rămas același om, chiar dacă am venit în televiziune, același om popular, deschis și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate. Da, viața de parohie. Ești o norocoasă. Da, sunt o norocoasă. Am și eu vârfurile mele, ca și realizări, abisurile, durerile. Păi hai să vedem așa, care e cea mai mare bucurie a vieții tale? Televiziunea. Televiziunea este cea mai mare bucurie. Te regăsești cel mai mult, da, în televiziune. Și știți că m-am invitat în televiziune? Acum 5 ani, Simona Toma m-a invitat în emisiunea ei, Oameni de Poveste, împreună cu Fanfara 10 Prăjini, pentru că acum 5 ani am avut pe piață albumul meu, CD-ul meu. Ei, acum 5 ani s-a întâmplat
Neprevăzutul. Directoarea de programe, Ramona Ojică, după ce s-a terminat filmarea, îmi spune: Gabriela, nu vrei să rămâi la noi într-o emisiune? Vrem o emisiune de folclor, dar ne trebuie o fată comunicativă, veselă. Au fost atâția pe aici și atâtea care se cred vedete, însă nouă ne trebuie una comunicativă. Așa se vrea în televiziune. Fai, nu vine să cred, am sărit în sus de bucurie. Am găsit la locul potrivit. Da, dar m-au luat din emisiune, am sărit în sus de bucurie. Nu vine să cred că Dumnezeu îmi dă această binecuvântare. Și de atunci au trecut 5 ani frumoși, mi-am făcut prieteni frumoși, am colegi extraordinari în TLM, fete frumoase, cum ești tu, Ana. Deci n-am avut puterea să-ți spun nu, chiar dacă eu de 5 ani mă feresc de acest gen de emisiuni. E adevărat că nici nu ți-am dat ocazia să-mi spui nu. Am să le fac o mărturisire telespectatorilor și am să vă spun așa, dragi telespectatori. Când am sunat-o pe Gabriela, i-am spus: Gabriela, ce faci mâine? Ești la școală? Zice: nu, e vacanță. Perfect, la 3 jumătate ne vedem la TLM. N-am reușit să-i dau foarte multe detalii pentru că eram sigură că va găsi un motiv să nu ajungă și i-am spus: ne vedem la TLM. Nu, stai că eu nu pot. Ba poți, ne vedem acolo. La revedere, pate, pup. Cam așa a fost. N-am putut. Într-adevăr, ești un bun psiholog. N-am putut, dar probabil așa a fost voia lui Dumnezeu să vin. Nu, eu m-am gândit așa că, legându-mă de acest eveniment, care mie mi se pare realmente foarte interesant și foarte frumos, un proiect bine pus la punct, am profitat de acest eveniment și te-am chemat pentru că sunt absolut convinsă că dintre telespectatorii noștri ar vrea să știe, o mare parte din ei ar vrea să știe și cum e Gabriela Puiu în afara emisiunii. Un om absolut normal, dar care își face viața frumoasă. Se bucură de fiecare zi. Viața aceasta este pur și simplu o călătorie. Dacă noi nu ne facem viața frumoasă și fiecare zi o sărbătoare, degeaba mai trăim. Păi cu cine alegem dacă ziua de astăzi eu te refuzam pe tine, ce făceam? Stăteam acasă, pur și simplu. Citeam o carte, într-adevăr, pasiunea mea. Da, dar întâlnirea cu Ana este unică. Vezi? Și cu telespectatorii care își doresc să afle mai multe despre tine, ceea ce nu pot afla în cadrul emisiunii, pentru că acolo n-ai timp să vorbești despre tine. Acolo vorbești despre invitații, așa că acum ești invitată, ai ocazia să spui ceea ce, uite, n-ai avut ocazia la tine în emisiune. Da, ce să vă mai spun? Vă spun că sunt profesoară, acum m-am transferat din Mănăstirea Dagâța la școala Rediu, pentru că locuiesc în Breaza și mi-am găsit o școală pe criteriul apropierii de domiciliu. Mi-am dorit foarte mult, într-adevăr, o școală în oraș, dar de unde, Doamne, acum 7 ani să mai găsești posturi în oraș? Și ți-e și comod fiind aproape de casă. Da, adică 5 minute de casă, copiii sunt extraordinari și calzi ca peste tot, deci părerea mea despre copii este aceeași. Copiii sunt aceiași oriunde, că sunt la țară, că sunt în oraș, copiii sunt la fel de calzi și de dulci, contează omul care îi formează. Eu sunt profesor de religie și consider că este o misiune, nu este o profesie. Eu trebuie să le dăruiesc credința prin dragoste și să ajung la sufletul lor. Vedeți și dumneavoastră, când îi aduce un copil cu duritate și îi spun nu, el face contrar. Sigur. Și atunci când tu îi dai model din viața ta și spui: copile, uite, măi copile, am trecut prin situația asta. Și am avut credit. De ce nu ar fi bine să facă un anumit lucru? Da, dar explic cazuri personale. Uite, când am avut nevoie de Dumnezeu, am avut cazul acesta și m-am rugat și m-a ajutat. Și ce credeți? Au început să-mi povestească ei. La mintea lor, mititei din clasa a 3-a și a 4-a și povestesc lucruri așa mărunte. Știți, mama mi-a secrete luat... Secrete între elev da? Și profesor. Exact. Mama mi-a luat tableta, doamna profesoară, și m-am dus pe urmă la apă, am făcut treabă și m-am rugat în timp ce scoteam apă. Doamne, să-mi dea mama tableta, că doar e sâmbătă. Și ce credeți, doamna profesoară? M-am dus acasă și mama mi-a dat tableta după ce m-am rugat la Dumnezeu. Vedeți, credința m-a ajutat, cum a spus dumneavoastră. Deci lucruri mărunte. Așa vede el. Da. Și așa, ușor, ușor, credința va crește în sufletul lui dacă eu plămădești. Asta înseamnă omul bun, trebuie format de mic. Un pic în familie, un pic la școală. Rolul religiei este foarte important. Formăm oameni mai presus de toate. Și n-aș putea să și fac modelați altceva. Frumos sufletele. Și caracterul da, chiar. Da. Merg la prietenele mele, că am prietene destule, în prefectură, în Consiliul Județean, la birou. Le spun, e frumos la voi în birou, e cald, dar parcă mi-a frumos la școală. Acolo vorbesc cu copiii, sunt dulceșori, toți vin în jurul meu. Ei sunt un magnet pentru mine și eu pentru ei. Mergi cu ei la activități extrașcolare, pentru că eu văzusem niște fotografii ceva mai devreme și știu că te mai duci cu ei. Ați fost cu Colinda, am văzut. Da, eu sunt și consilier educativ în școala mea și fac tot ce pot, dar întâi mă gândesc la copii. Nu la imaginea școlii, pentru că acest lucru reiese în urma activităților. Sigur că da. Nu trebuie să urmărești acest lucru. Mie nici într-un caz nu mi avantajează, pentru că eu sunt persoană publică de 5 ani și lumea mă cunoaște prin tramvai, prin autobuz. Doamna Gabriela, dumneavoastră sunteți? Bine, eu am abilități de șoferiță, dar încă n-am permis și vreo 2 școli făcute de șoferi. Și lumea mă recunoaște și eu tot ce fac pentru copii. În primul rând, i-am adus Colindu.
Hai copilaș, la televiziune, două colinde, l-am colindat pe domn director, ce bucurie, au pus pe Facebook și au spus că cea mai frumoasă zi din viața noastră, cel mai frumos moment, ce mai vrei mai mult de atât? Copilul ăsta te ține minte o viață întreagă sau fac activități la școală. Am o colaborare foarte bună cu Brigada 15 Mecanizată, cu locotenentul Andrei Vicol, cu preotul de acolo, Morțun, Adrian. Și i-am chemat la activitate pe 25 octombrie. Au venit la noi. Niște lucruri minunate. Au fost încântați că elevii le-au cântat, le-au spus poezie, au spus nu mai întâlnim așa ceva. Bine, dar și activitatea mea a fost promovată de TLM și le mulțumesc colegilor mei de la știri. Eu promovez tot ce lucrez pentru că vreau să vadă lumea că se face treaba. Eu chiar îmi fac treaba. Tu chiar îți faci treaba. Ești un om foarte serios. Deci eu sunt responsabilă. Pentru că spuneai că te cunoaște toată lumea și sunt convinsă că, fiind atât de tonică și atât de deschisă, te întâlnești cu foarte multă lume. Zi-mi, te rog, s-a întâmplat ceva hazliu de-a lungul timpului cu, eu știu, cu vreun telespectator? Da, s-a întâmplat. Eu sunt aproape de agronomie acolo și îmi cumpăram ceva de la o tarabă și îmi spune, doamna Gabriela, nu plecați aici până nu vă cumpăr o eșarfă. Dar eu vă dau seama că am refuzat. Lăsați, veniți la televiziune și mi-o dați, i-am spus. Eu ca să scap din situație. Nu știu ce am considerat că nu este necesar. Dar multe lucruri hazli. Dar îmi place că prin agronomie lumea mă salută, doamna Gabriela, mă strig în cor pe acolo. Da, hai să adaguța. Le arătăm telespectatorilor și o melodie pe care tu o interpretezi. Dacă tot am zis că ești interpretă, nu pot să nu să nu pun un pic de muzică în emisiune. Haideți! Pot, dragă Gabriela, să nu mă uit cu jind la costumele tale populare și pentru că tot vorbim de evenimentul de săptămâna viitoare, de pe 15, știu că ești invitată să le vorbești spectatorilor sau celorlalți participanți la eveniment despre tradiții. Câte costume populare ai? Sinceră să fiu, am 8, dar cel mai drag mi-e cel din videoclip. Wow!
toate din Bucovina. Eu îmi compun textele, probabil aceasta este o consecință a faptului că citesc. A citi înseamnă să fii un om fericit. Așa este. Deci este un moment de fericire când citești o carte. Ești într-o lume a ta și e imposibil să nu culegi nectarul înțelepciunii. Nu neapărat trebuie să fii un om să vorbește niște termeni foarte înalți. Da, exact. Problema este că tu devii un om bun citind. Nu vedeți că în orice domeniu, când găsești un om care bate cu pumnul în masă, deja psihologii spun că acel om nu are cultură de niciun fel și nici caracter. Este. Așa este. Și este adevărat. Și cel mai dureros este pentru angajați, pentru că ei suferă. Și mai ales noi artiștii suntem atât de sensibili. Și eu am fost directoare la Mănăstirea Dagâța 6 ani, am plecat din motive care nu țin de mine, pentru că m-am transferat în oraș, dar am fost un om foarte calm și foarte cald, îi lăsam să facă ce vor ei. Își făceau treaba, oamenii sunt responsabili, profesorii sunt responsabili. Nu, nu mai este ca înainte, cum s-auzea că nu știu ce activități, nu știu, desfășoară. Nu, lumea este responsabilă acum și ține foarte mult la locul de muncă pe care îl are. Așa este, pentru că sunt locurile de muncă, mă rog, cele care să-ți și placă, sunt foarte greu de găsit și atunci e firesc să ții foarte mult la ele. Dar eu revin la costumele așa populare, pentru că mi-s dragi de nu mai pot și sunt o colecționară, nu la nivelul tău, eu sunt așa, la nici nivel de amator. De unde ți le iei? Din Bucovina mi le ia. Din Bucovina, într-adevăr, ele sunt... E investiția ta majoră în costumele tradiționale, în costumele populare? Nu. Investiția mea este în muzică. Acum lucrez la al doilea album. Mai am două piese de înregistrat și îl lansez în primăvară. Piesele sunt realizate cu Orchestra Ciprian Porumbescu. Ce frumos! Eu prin muzică nu doresc bani, nu-mi doresc să câștig bani, chiar dacă merg la sărbătorile comunilor, sunt puține acele comune. Merg la Dagâța, unde cu mătrul meu este primar și unde prezint, sunt prezentatoare acolo. Mai merg, dar foarte rar. Și muzica este pentru suflet și pentru telespectatorii mei și pentru emisiunea mea. Credeți-mă, eu cel puțin mulțumesc bunului Dumnezeu că am depășit acea etapă din tinerețe când totuși puneam preț pe bani. Nu, banii nu mai reprezintă nimic, decât un mijloc de a trăi și atât. E o dovadă de înțelepciune care vine odată cu maturizarea, odată cu vârsta. Exact. Și am mai ajuns și la concluzia că viața, știți ce înseamnă? Bunătate și credință. Credință, nu acea credință pe care auzim pe mulți oameni. A, că eu cred în Dumnezeu și nu trec 5 minute și îți face rău și te jignește. Nu, credință înseamnă bunătate, pur și simplu, și rugăciune. Toți avem oameni răutăcioși, să nu spunem dușmani, că este prea mult. Dar nu-i oprește nimeni. Într-adevăr, poate mă invidiază că sunt prezentator TV. Nu te oprește nimeni, mergi la un interviu și ei. Am lucrat și în Radio Iași un an, dar acolo, la fel, am fost la interviu. Emisiunea în direct mi-a asigurat postul pentru un an. Însă exista dezavantajul că nu eram cunoscută. Deci lumea mergeam cu tramvaiul, cu autobuzul și nu mă cunoștea nimeni. Și tu îți doreai vizibilitate. Da, îmi doream, exact. Și televiziunea mi-o oferă. Și Dumnezeu mi-a dat ceea ce mi-am dorit. Vă dați seama, să te ia din altă emisiune de unde era invitată și Ramona imediat să spună: nu vrei să rămâi la noi, așa că o rugăminte, m-a luat de umeri, n-am să uit niciodată. Deci pur și simplu a fost norocul meu. Pentru că te întrebasem ceva mai devreme, care este cea mai mare bucurie a vieții tale, vreau să te întreb, care e cel mai mare regret? Da, am și un regret, mare de tot, un regret pe care o să-l port în suflet toată viața, faptul că am plecat din școala mea, unde am fost directoare și unde aveam toți copiii, sunt copiii Enoriașilor, soțului meu și colegii mei care și acum ne întâlnim, că eu merg la nunți în Dagâța, sunt consătenii mei acolo și toți mă cheamă la ei la masă: hai Gabriela cu noi la masă. Într-adevăr, acea legătură a fost de suflet. Faptul că am plecat din școala mea, acum nu mai pot să întorc roata, să mă întorc în școala mea, nici măcar nu se mai poate, este alt profesor, dar regretul ăsta o să-l port toată viața. Am venit între străini și stau între străini. Singurii apropiați din școala mea sunt elevii. Și nu te poți adapta cu persoanele noi. Ei nu se pot noi adapta. Ei nu se pot. Știți de ce? Pentru că te consideră, există acea, nu știu dacă neapărat răutate, dar te vede la televizor și crezi au durerea că nu ca tine. Uite, pentru că mi-ai ridicat cumva mingea la fileu. Crezi că poate fi un dezavantaj faptul că lucrezi în televiziune? Da. Atragem foarte multă energie negativă, foarte mulți oameni invidioși și ca soție de preot. Foarte mulți oameni văd în soția de preot, nu știu, Doamne, iartă-mă, ce statut. Într-adevăr, dar în fața lui Dumnezeu câtă răspundere ai? Câte necazuri ai o soție de preot și nu le știi, câte încercări? Pur și simplu. E, știi cum, o monedă cu două fețe, pentru că e într-adevăr, să zicem, un avantaj, dar faptul că trebuie să fii mereu un exemplu e și o obligație. Dar și prezentator TV. Noi nu am putea trăi să ne dezamăgim telespectatorii.
ei m-au văzut într-un fel, eu trebuie să fiu așa, într-adevăr, un model pentru fie ei. Că ești tristă, da, și ieși pe stradă, trebuie să zâmbești în permanență. Da, dar mă văd mulți și astăzi, într-adevăr, se uitau la mine în autobuz, pentru că soțul meu avea alte probleme și n-a putut să mă aduc, că eu șoferiță văd că nu mai au permis-o și îi vedeam cu întorc capul, nu îndrăzneau. Până la urmă îndrăznitul, doamna Gabriela, nu sunteți, eu sunt aia, eu sunt și glumeață. Da, este într-adevăr o bucurie și o realizare, nu ne interesează pe noi. Cine vrea să ajungă, știți că este și un păcat invidia, din cele 10 porunci. De ce? Și pe copii la școală învăț. Nu fiți invidioși, munciți, dragii mei, ca să ajungeți. Munciți. Dacă vrei să reușești. Pentru fiecare etapă din viață și pentru fiecare realizare pe care o avem, fiecare dintre noi, e foarte multă muncă și poate de multe ori nu se vede și ceea ce vrem să arătăm e doar partea frumoasă, dar e multă muncă. Vrei, nu vrei, ai treabă, nu ai treabă, ești obosit sau ești trist, exact, sau ai anumite momente când poate nu ți-ai dori să zâmbești sau să fii mereu cu chipul luminos. Iată că nu ai cum, trebuie să fii așa pentru că face parte din meserie. Așa este. Mai ales emisiunea mea, eu trebuie să aduc veselie fără probleme, indiferent ce necazuri aș avea. Și întotdeauna, să știți că am mascat foarte multă durere și foarte multă din cauza oamenilor care mi-au cauzat lucrul acesta și am venit în emisiune veselă, am pășit pragul TLM unde toți mă iubesc, începând de la doamna secretară pe care o iubesc și o ador, domn director care la fel ne respectă și ne iubește pe toți, colegii mele dragi care mă întreabă, ai nevoie de ajutor, pentru că am foarte mulți invitați în emisiune, eu nu fac emisiunea cu 5 invitați sau 6, eu fac și cu 10 și grupuri, am emisiune grea și toți se oferă să mă ajute și Cristina tot timpul mă ajută. Să le spun eu telespectatorilor, știi, eu la mine în emisiune mai fac uneori confidențe către telespectatori și le mai spun uneori mici secrete și am să vă spun, dragi telespectatori, când are Gabriela emisiune, tot TLM-ul e în picioare. Așa este, da, toți sunt săritori, asta îmi place și chiar mă întrebam uneori de ce într-o instituție ca TLM există dragoste, înțelegere, chiar nu o să uit mult timp de acum petrecerea. Suntem, da, suntem o familie și asta și e. Și avem și petreceri frumoase între și noi. Petrecerea TLM nu o să o uit mult timp. Draga mea, eu îți mulțumesc că ai acceptat invitația la emisiune și, dragi telespectatori, sper că ați văzut-o pe Gabriela, omul de dincolo de emisiunea Dor de Joc și sper că v-a plăcut. Vă dau o nouă întâlnire duminica viitoare la aceeași oră 11 și vă las pe ritmuri de dans către sfârșitul emisiunii. Câmpii lumii am vinit, soarele au răsărit, pe pământul am virzit și florile am florit. Buchețele, buchețele, ghioșei și viorele, florind azi ziua mea, ani de ani așa. Buchețele, buchețele, ghioșei și viorele, florind azi ziua mea, ani de ani așa. Ani de ani le-am adunat și prin lumii le-am purtat. Prieteni și dușmani, azi îmi cânte la mulți ani, că-ți mă întreabă cum trăiesc, din îmbătrânesc. Și prieteni și dușmani, azi îmi cânte la mulți ani, că-ți mă întreabă cum trăiesc, din îmbătrânesc. Eu mi-s tânăr mereu, că-i drag barbatul eu, și nu stau să socotesc câți ani împlinesc. Eu mi-s tânăr mereu, că-i drag barbatul eu, și nu stau să socotesc câți ani împlinesc. Eu nu stau să număr ani și să socotesc câți bani. Pentru cheltuit, câți i-am tățăs ai mei și-ți mândri din ei. Când ești tânăr, minti n-ai și tot te gândești la bani, dar pe urmă mai vrei ani să-ți vezi copiii mari. Când ești tânăr, minti n-ai și tot te gândești la bani, dar pe urmă mai vrei ani să-ți vezi copiii mari. Dar și-ntoarce al vieță drum, dar cu mintea de amu. Sota de ani, nici amu, nici la 100 nu mă dau bătută. Sos paharul, hai mulți ani, ca să prin sota de ani, nici amu, nici la 100 nu mă dau bătută. Oi cântaș, oi chiuie, lumea o-i înveselit, dar zică și nișe și-o vrei, dar azi-i ziua mea. Oi cântaș, oi chiuie,
da ze cășine și șobre, da azi ze oameni, ze cășine și șobre, da tăză oai ze oameni.